Sunt Radu Trufan, sunt președintele USR Maramureș, vicepreședintele Consiliului Județean. I-am alături pe deputatul Brian Cristian, președintele filialei municipale USR Baia Mare, pe doamna Mândița Baias, membru biroului județean, și pe Sorin Ileș, colegul meu din Consiliul Județean. Am organizat această conferință de presă pentru că, așa cum se vede, urmează o vară fierbinte, atât din punct de vedere meteorologic, cât se pare și din punct de vedere politic. Am avut congresul USR recent, am avut rotativa la guvernare, avem scoaterea UDMR-ului de la guvernare, un alt subiect, și avem un pericol care se prefigurează la Colț, creșterea unui partid extremist pro-rus în sondaje. Putem să abordăm, dacă doriți, și acest subiect. Am să vorbesc puțin doar despre cele trei decizii luate la congresul USR și facem să invit pe colegii mei, pe Brian, în primul rând, să vorbească un pic, să aprofundeze subiectul, pe doamna Mândița, pe Sorin. Am să închei prin a vă spune cele 10 proiecte ale lui Cătălin Drul, în jurul care avea să creeze un pol de dreapta, plus unele proiecte pe care le derulez la nivel de Consiliul Județean. Așadar, la Congresul USR a fost mandatat Biroul Național să poarte negocieri pentru crearea unui pol de dreapta, lângă care să se alăture mai multe formațiuni politice, societatea civilă și așa mai departe. De asemenea, prelungirea mandatelor actualelor organe de conducere ale USR, fie că vorbim de cele naționale, județene și locale, până în februarie 2025, pentru că ne pregătim de un an electoral fierbinte, cum am spus, și nu vrem să ne concentrăm pe lupta internă, vrem să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă lupta cu externă. Și a treia decizie a fost elaborarea unui program de guvernare pentru 2024, pentru că USR își dorește să revină la guvernare, dar o guvernare reală, cu sprijin inclusiv de la nivelul președintelui statului, așa că vrem să dăm președintele României în 2024, și un proiect de guvernare care să conțină reformele din PNRR. Pentru că România are un proiect de țară, el se cheamă PNRR și trebuie implementat. Deocamdată mă opresc, am să-l rog pe Brian să continue, după care eu revin la finalul conferinței. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Numele meu este Brian Cristian, sunt deputat de Maramureș și președintele filialei USR Baia Mare. După cum știți, weekendul trecut a avut loc la București Congresul USR, congres care a consacrat, care a confirmat partidul nostru, USR-ul, ca fiind principala forță de opoziție, fiind totodată și cel mai mare partid de opoziție. Tocmai de aceea, delegații Maramureșului, precum și o largă majoritate din țară, au votat ca a noastră conducere să creeze un pol de dreapta în jurul USR. Știm cu toții din istorie, în alegeri recente, toate cele post-decembriste, că de fiecare dată când forțele de dreapta s-au unit, acestea au câștigat. Fie că este vorba de 1996, 2004 sau 2014, și tocmai de aceea, de această dată, misiunea îi revine USR-ului să scoată de la guvernare acest PSD care merge împotriva țării, care ne bagă în continuare în datorii și care ne ține subdezvoltați. În acest moment, la nivel central, sunt purtate câteva discuții cu organizațiile de la PMP. În acest moment, la nivel parlamentar, există o colaborare formală cu Forța Dreptei, pentru că sunt necesare semnăturile lor pentru depunerea de moțiuni simple și atacuri la CCR pe diversele legi care sunt împotriva românilor. Și în acest moment se poartă discuții și cu cei de la UDMR, pentru că punctual pe anumite proiecte de lege am avut câteva colaborări. După cum spunea și președintele USR Maramureș, Radu Trufan, programul de guvernare pentru 2024 al Uniunii Salvați România va ține cont de valorile liberale, va ține cont de Planul Național de Redresare și Reziliență, acest program de țară, cu multe miliarde care ar veni pentru România doar în baza unor reforme pe care trebuie să le facem la nivelul statului. Pe baza acestora vom face un proiect de guvernare, un plan de guvernare. Programul nostru la elaborarea acestuia, sunt invitați pe lângă forțele de dreapta, atât partide cât și oameni politici care împărtășesc viziunea și valorile noastre, sunt invitați oameni din societatea civilă, antreprenori și mediul de afaceri, precum și oricare alte persoane interesate să pună umărul pentru o forță cât mai puternică pentru a câștiga aceste alegeri din 2024. În acest moment, după cum spuneam, sunt purtate diverse discuții.
atât la nivel central, unde sperăm să se concretizeze prima dată, dar după aceea și la nivel local, pe măsură ce acestea se vor fructifica. În continuare, noi ne pregătim pentru alegerile din anul viitor, dăm astăzi, practic, startul pregătirilor pentru alegeri. Vrem să avem, să reprezentăm o forță cât mai puternică, atât la nivel de județ, dar mai ales la nivelul municipiului Baia Mare, acest oraș care este ținut captiv, orașul nostru, care nu mai este al nostru, vrem să-l recuperăm, iar în 2024 să reprezentăm cu adevărat o forță și o alternativă. Cele 10 măsuri concrete în jurul cărora, pe baza cărora se va construi programul de guvernare, au fost prezentate de președintele USR, Cătălin Drulă, și Radu, dacă pot să elaborez un pic pe acestea, îți dau cuvântul. Okay. Ulterior, la finalul conferinței, o să vă prezint și câteva aspecte ce țin de activitatea parlamentară, plus proiectele de lege care au trecut în ultima vreme. Eu le-am pregătit și grafic și vizual, pentru că sunt mai de impact și mă ajută și pe mine să le prezint un pic mai bine. Așadar, Cătălin Drulă a cerut un mandat partidului ca să construiască polul de dreapta în jurul a 10 principii. Și am să vi le număr și am să vi le și arăt. 1. Să reconstruim statul bazându-ne pe onestitate și pe performanță. Asta înseamnă, tem birocrația, facem regionalizarea de care România are atâta nevoie și facem statul să lucreze pentru oameni, nu pentru șefii politici. Mulțumesc. 2. Egalitatea în fața legii și a Constituției. Privilegiile pe care unii sau alții și le-au dat de-a lungul timpului nu mai pot continua. Sinecuri precum pensiile speciale trebuie să înceteze. 3. Să terminăm ce s-a început în 1989. Chiar dacă mulți dintre noi eram foarte tineri atunci, vrem cam să ducem mai departe ideile de acolo, să consolidăm democrația, să reformăm real serviciile secrete, să întărim independența justiției și să educăm pe copii în spiritul unei societăți deschise. 4. Libertate individuală. Fiecare trebuie să fie liber, să-și trăiască viața așa cum crede de cuvință, dar fiecare trebuie să aibă și responsabilitatea și să-i trateze pe ceilalți cu decență și cu respect. 5. Viitorul european al României. Să ne luăm un angajament ferm că nu ne vom abate de la nicio reformă care ne duce pe drumul euroatlantic. Noi vom dubla eforturile de a ne integra în Schengen și România trebuie să devină o forță care să conteze atât în Uniunea Europeană cât și în NATO. 6. Diaspora. Să facem mai mult, mult mai mult pentru milioanele de români care trăiesc în afara României. Știu că sunt opinii care spun că sunt cetățeni români plecați, că nu mai contribuie la bugetul statului. Nu este adevărat. Contribuie, sunt cel mai mare investitor în economia românească și să nu uităm că de oricare parte a graniței trăim, noi suntem în continuare cetățeni români. 7. Să ne asumăm că vom avea grijă de banii statului, că vom tăia cheltuielile inutile și că vom opri avalanșa împrumuturilor și a datoriilor. Taxa pe muncă trebuie redusă, trebuie mai mulți bani în buzunarele oamenilor cinstiți. 8. Un mediu sănătos. Vom proteja pădurile, ariile naturale și aerul pe care îl respirăm. Ne dorim de asemenea să investim în energie verde, pentru că asta, odată, că ajută la protejarea mediului înconjurător, dar ne și asigură o independență energetică. 9. Educație pentru viitor. Nu există un viitor al unei nații fără un sistem de educație performant și ați văzut ce a însemnat recent greva profesorilor. Cu presiune se poate pune pe factorul decizional presiunea necesară ca să schimbe, nu știu, sistemul actual și să schimbe structural sistemul de învățământ al țării. 10. Poate cel mai important, încurajarea antreprenoriatului. Un parteneriat corect cu mediul privat, predictibilitate fiscală și ușurința de a face afaceri. Pentru că degeaba avem natură frumoasă, degeaba avem evenimente culturale, degeaba avem străzi și șosele, dacă nu avem o economie adevărată, reală, nu vom putea aduce bani la bugetul statului ca să le finanțăm pe toate acestea. Acestea sunt cele 10 puncte pe care președintele nostru le-a propus. Toate discuțiile cu partidele politice, cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanța ei antreprenoriatului, vor avea la bază aceste 10 puncte și sunt nenegociate. De asemenea, Cătălin Drulă
ne-a spus în congres și noi am dat acest mandat, sub rezerva faptului că toate negocierile politice vor porni de la criteriile de integritate ale USR. Nu ne vom abate de la ele. Îl citez, a spus, nu ne putem da cu firma K. Deci, dacă am spus fără penal, dacă am spus fără membri ai serviciilor secrete în partid, cu siguranță trebuie să ducem demersul mai departe. Am să rog și pe doamna Mândița să spună două vorbe și după aceea, dacă doriți, discutăm și despre consultanța și proiectele. Mândița Baia sunt. Prezența mea aici este în calitate de membru al Biroului Județean al USR Maramureș. În același timp sunt profesor, sunt director de școală și, după cum știți, ne aflăm la finalul unui an școlar, spun eu, la început obișnuit, dar s-a finalizat, după cum ați văzut, mai puțin obișnuit, printr-o grevă a profesorilor. Această grevă este un semnal de alarmă că oricând putem fi în aceeași situație și în anii următori, pentru că dacă nu se rezolvă situația în educație, nu vom avea o educație pentru viitor, așa cum ați văzut din cele 10 puncte pe care le-a enunțat colegul meu, Radu Trufa. Ce înseamnă educație pentru viitor? Înseamnă profesori bine pregătiți, profesori calificați la toate disciplinele. Când spun asta, spun profesor de informatică, pe care nu-i avem în școli, spun profesor de fizică, pe care nu-i avem în toate școlile, și urmează profesor de matematică și alte discipline. De ce nu-i avem? Pentru că acești oameni nu sunt atrași să vină în învățământ. Și știm foarte bine cum se motivează profesioniștii. Profesioniștii se motivează printr-un mediu de lucru civilizat, printr-o salarizare corespunzătoare. Dacă aceste lucruri vor fi realizate, putem avea pretenții de o educație modernă, pentru o educație modernă. În orice caz, greva s-a finalizat, anul școlar s-a încheiat, am parcurs cu bine acum examenele de evaluare națională, așteptăm rezultatele, sperăm că vor fi bune după toate aceste evenimente și urmează bacalaureatul, unde colegii mei au înțeles că lucrurile trebuie să meargă în continuare și s-au înscris pentru aceste comisii. Cu alte cuvinte, profesorii sunt cu adevărat responsabili și își vor face datoria în orice moment. Mulțumesc! Bună ziua! Am să vă prezint un proiect pe care l-am susținut și l-am inițiat în cadrul Consiliului Județean Maramureș și care a fost admis pentru finanțare prin PNRR, componenta socială, componenta de reformă socială. E vorba de un centru de zi în Poenele de Sub Munte, o investiție de aproximativ 3.300.000, va fi finanțată și funcționarea pe primii 2 ani de zile și vor fi deservite aproximativ 350 de persoane pe Valea Roscovei. Trebuie să spun că vor intra acum aproximativ, în următorii ani, aproximativ 4 milioane de lei în Maramureș și vor fi deservite această categorie de persoane defavorizate. În general, persoanele cu dizabilități, odată ce ies din sistemul educațional, cad practic în gol, de post încă. Nu se integrează în câmpul muncii, au probleme emoționale și de comportament în cadrul familiei, probleme care de multe ori nu pot fi surmontate și se finalizează prin instituționalizare. În cadrul acestor centre de zi, ei beneficiază de o masă de zi, de socializare, de programe de susținere pentru dezvoltarea unor abilități de independență socială, de încadrare în câmpul muncii, plus alte programe specifice de psihoterapie sau chiar de reabilitare fizică. Centrul va putea acomoda aproximativ 30 de persoane într-o tură și va fi construit la standard de NZ, adică cu eficiență energetică maximă și sursa de energie va fi foarte aproape de aceste centre. Fac o mică paranteză, sunt unul dintre susținătorii fervenți în cadrul Consiliului Județean a tuturor programelor de furnizare a energiei din resurse regenerabile. Mă bucur foarte tare că s-a realizat finanțarea, s-a obținut finanțarea pentru asigurarea energiei din resurse regenerabile la Spitalul Județean, un proiect pe care l-am susținut în cadrul Consiliului Județean. Avem o datorie morală să-i sprijinim pe cei mai neajutorați dintre noi. Familiile cu dizabilități au o cruce grea de dus și
aceste persoane trebuie să-și atingă potențialul și să poată integra în societate. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc primarul Alex Achifa pentru sprijinul pe care mi l-a acordat, în sensul că a pus la dispoziție aceste investiții în teren în centrul comunei și doamnei directoare Alina Costea pentru deschidere și pentru faptul că s-a depus proiectul, practic proiectul s-a depus prin DGSPC. Vă mulțumesc! Erau câteva aspecte ce țineau de accesul copiilor vulnerabili la educație. Practic, se va întâmpla o segregare între cei cu resurse și între cei fără resurse. Se introduc acele praguri suplimentare, practic, acea introducere un examen suplimentar la nivel de liceu, prin care copiii din comunități defavorizate vor fi în continuare separați de copii mai buni. Se încurajează sistemul de meditații și foarte pe scurt și la nivel de universitate, practic dăm posibilitatea rectorilor să aibă oricâte mandate. Se resetează tot sistemul acesta, noi am avut o limitare a mandatelor, atât ca durată, cât și ca număr de mandate. Mai sunt acolo câteva portițe deschise legate de faptul că banii publici ai universităților vor putea fi investiți în firme deținute de universități și mai ales redirecționarea finanțării per cap de studenți sau de elevi să poată să fie redirecționată în alte părți, lucru pe care nu ne dorim. Banii destinați studenților, elevilor, ar trebui să meargă către ei. Pe lângă aceste aspecte foarte punctuale, aceste legi ale educației nu reprezintă o reformă reală de care avea nevoie România. Vedem cu toții provocările din anii care au venit și care urmează să vină. Vedem ce înseamnă automatizare, vedem ce înseamnă dezvoltarea inteligenței artificiale. Noi, în loc să ne concentrăm pe viitor, să creăm bunăstare și să ne adaptăm la meserile viitorului și să avem cu adevărat niște legi care se ne ducă înainte, practic avem două legi ale educației care sunt mai proaste decât legea 1 din 2011, fosta legea educației. Din aceste motive, USR a contestat la CCR legile educației. Pe partea de analiză constituțională, această solicitare noastră a fost respinsă, dar în continuare problemele de fond rămân. Sunteți un împătrimit al sporturilor și luptați pentru acest lucru. Puteți să ne spuneți dacă la învățământ ați dorit să retrimiteți legea? Acei 150 de lei pentru copiii legitimați, s-au făcut ceva pași pentru implementarea și ajungerea acelor bani către cluburile de sport din România? Da, dumneavoastră vă referiți la legea trecută care dădea timp în fiecare lună un voucher de 150 de lei pentru copiii care participă la competițiile sportive. Legea a intrat în vigoare, trebuia să fie aplicată la începutul anului 2023. Din păcate au prorogat-o până peste 2 ani, nici la nivelul bugetului de stat nu au fost alocate fondurile. USR a încercat și a amendat legea bugetului de stat. Amendamentele noastre au fost respinse. Cel mai devreme putem să ne gândim la anul 2024. Dar după cum vedem, acum Ministerul Sportului s-a reorganizat, o să devină agenție în subordinea Guvernului, pentru că guvernanții noștri au preferat, în loc să se concentreze pe un domeniu important pentru țară, pentru că până la urmă avem cea mai mare rată de obezitate și de români care nu fac mișcare. Vedem că aceste probleme toate se transformă în aspecte ce țin de sănătatea românilor. În loc să ne concentrăm pe sport, aceștia au preferat să separe ministerul, să facă un minister, să inventeze un minister separat pentru doamna Gabriela Firea, doar în perspectiva alegerilor din 2024. Știm cu toții că lupta pentru București este importantă, știm cu toții că acolo, inclusiv USR și alte forțe de dreapta, au un bazin electoral important și au preferat să inventeze un minister, să țină o persoană precum doamna Firea, care este un dezastru administrativ, au preferat să o țină în funcție, doar pentru a-i oferi o platformă de la care se exprime în vederea acestor alegeri. Deci, din păcate, ne demonstrează din nou actuala guvernare că nu are deloc interes bunăstarea și binele românilor. Evident, USR Maramureș se pregătește pentru alegeri, USR Maramureș va avea candidat la președinția Consiliului Județean, USR Maramureș prin filiala USR Baia Mare va avea candidat la primăria municipiului Baia Mare. Așteptăm negocierile de la nivel național, să vedem dacă reușim crearea polului care spuneam, pentru că atunci va trebui să avem niște discuții și cu ceilalți parteneri posibili, dar cu siguranță în interiorul partidului vom avea candidați la cele două poziții pe care vi le-am spus. Ne dorim candidați la toate primăriile din județ, cu siguranță vom depune liste la toate consiliile locale din județ, pentru că trebuie să... România se schimbă de jos, de fapt. Se schimbă și de sus, dar cel mai important este să o schimb de jos, de la bază. Și dacă oamenii buni
vin alături de noi, dacă vin se alătură nouă, dacă intră în partid și dacă ajung în consiliile locale, acolo unde prin ridicarea mâinii pot să iei decizii bune sau prin abținere sau prin vot împotrivă, pot să te opui la unele ticăloșii făcute de anumiți primari sau de anumite administrații locale, atunci, într-adevăr, pot să schimb România. Și se întâmplă deja lucrul acesta. Suntem într-o campanie de recrutare. Am deschis filiale noi deja anul ăsta, filiale în localități unde nu am fost prezenți, din păcate, în 2020, unde nu am avut candidați, Săpânța, Strâmtura, Coltău, Arbusatul. Deci pregătim, lupta este în derulare, trebuie să ne strângem oastea și trebuie să propunem candidați, așa cum am spus, peste tot, la toate nivele. Deocamdată nu există, nu e deschis calendarul intern, dar cu siguranță vom avea candidați peste tot.